Astăzi vorbim despre subiecte interesante, așa cum v-am obișnuit. Sunt fapte reale dezvăluite de capitanul Ion Boboc în cartea lui Viorel Domenico Ceaușescu la Târgoviște. Deci sunt fapte reale, cum a încercat Ceaușescu să împrumute bani de la comandantul unității militare din Târgoviște pentru a merge la Popotă, să ia masa cu ofițerii. Capitanul Boboc spune, povestește că în acea cameră erau și câteva cărți pentru învățământul politico-ideologic necesare ofițerilor care lucraseră acolo. Ceaușescu a luat o asemenea carte, a frunzărit-o câtva timp, incapabil să se oprească asupra unei pagini, apoi a trântit-o, oftând de unde o luase. După un timp, în unitate s-a auzit guițat de porci. Elena Ceaușescu a întrebat, cine țipă așa? Se taie porci, i-am spus eu. Păi cum așa? Asta e nerușinare. Situația e asta care este și voi tăiați porcii? Am căutat să o calmez, se explică, în unitate sunt sute de militari cărora trebuie să li se asigure hrana, că nu se fac chefuri, că în asemenea momente cazanul trupei trebuie să funcționeze. A intervenit Nicolae Ceaușescu împăciuitor. Uite ce e. Te rog, du-te la comandantul unității, cere-i niște bani să-mi cumpăr o cămașă, că asta de pe mine e murdară. Și spune-i că azi vreau să mănânc cu ofițerii la Popotă, să le spun că țara e trădată. Rugămințile lui Ceaușescu au rămas fără rezultat. Capitanul Boboc i le-a adus la cunoștință comandantului său, colonelul Chemeniș, dar acesta nu a dat niciun răspuns. Deci sunt fapte reale povestite de capitanul Boboc în cartea lui Domenico Ceaușescu la Târgoviște. O altă mărturie șocantă a fost făcută de locotenent colonel Gheorghe Dinu, locțiitorul comandantului securității Dâmbovița. Dinu mai deținea o funcție, aceea de adjunct al șefului garnizoanei Târgoviște. Colonelul Locotenent colonel Dinu se afla în cazarma unității militare 01417 din 17 decembrie, de când fusese dată alarma cu indicativul Radu cel Frumos. Mărturia colonelului Dinu, plină de agramatisme, a fost făcută la cald pe 28 decembrie 1989 și spune așa: din discuțiile purtate cu cei doi tirani, vipere îndreptate împotriva poporului, am concluzionat faptul, de altfel lăsau impresia unor drogați, nu realiza nimic din cele ce se întâmpla, tot timpul profera insulte și jigniri, cum că am trădat cauza poporului, am încălcat jurământul militar și că vom da socoteala în fața poporului și clasei muncitoare. Faptul că nu realiza nimic este susținut și de faptul că la una din discuțiile purtate de către domnul colonel Chemenici Andrei în prezența mea cu cei doi tirani, numărul 1 s-a adresat comandantului cu rugămintea să-l împrumute cu ceva bani pentru a se înscrie la masă la Popotă. Deci aceste mărturii ale capitanului Boboc sunt confirmate și de Dinu. Nicolae Ceaușescu a încercat să se împrumute de niște bani la comandantul unității militare din Târgoviște ca să-și cumpere o cămașă ca să meargă la masă la Popotă. Rămăsese fără cele 7 carnete de cec și fără acel pachet voluminos. Carnetele de cec în valoare de 3,5 milioane de lei rămăseseră într-o mapă de care avea grijă capitanul Marian Rusu, iar pachetul voluminos și greu, după cum își amintesc martorii oculari, a fost pus la sălcuța în portbagajul Daciei condusă de doctorul Nicolae Decă. După 35 de kilometri la Văcărești, Nicolae și Elena Ceaușescu s-au mutat în altă dace, dar pachetul a rămas în portbagajul doctorului Decă. Despre aceste lucruri vom vorbi într-unul din episoadele următoare.